Salut tuturor, eu sunt Stringer și bine am regăsit la un nou episod din seria de San Andreas Multiplayer. Doar că de data asta mă aflu pe rpg.xplay.ro. Nu uitați, dacă vreți să vă apucați de acest server, veți avea totul în descriere, IP, server de Discord. Și ce contează super mult, serverul se deschide la ora 4 și jumătate, deci voi vedeți undeva acest clip pe la ora 4. Aveți timp să vă apucați de server, să prindeți totul la început. Bun, pentru început, acesta este spawnul. Acțiunea se desfășoară în LS și în LV, dacă nu mă înșel. Salut, ce faci? Vrei să vezi și nou pe server? Atunci folosește comanda slash updates. Bun, hai să folosim comanda slash updates. Update V0.1. Adăuga sistemul quest, repara sistemul de clan și așa mai departe. Ia, slash friends. Add friend. Hai că-l bag pe insane. Poți folosi această comandă peste 5 secunde. Nu o problemă. Ia, mă lași acum. 1. Friend added. Am înțeles. Instructor, salut, cum între ce faci? Dorești să cumperi o licență? Atunci folosește comanda slash buy licenses. Opa, mitică. Buy licenses. Board license, fly license și weapon license. Și dacă dau slash factions... CI nu există pe server, deci facțiunea School Instructors nu există pe server. Puteți să vă cumpărați direct licențele de aici și dacă nu mă înșel, când vă înregistrați pe server vă dă cu level 3. Există cumva sistem de referral? Nu există sistem de referral. Pentru a face misiunea zilnică trebuie să veniți tot la spawn și să dați aici slash get task. Astea sunt daily challenge sau misiunea zilnică, cred. Joacă o dată la spin, deschide un crate, încearcă să noroc, închiriază o casă, plansează un contract, jefuiește o afacere, cumpără credit dintr-un 24/7. Bun. Și dacă nu mă înșel, cred că îți dă RP bani și X points. Bun. Haideți să vă mai arăt încă un lucru interesant. E o chestie legată de mapping. Vedem aici că asta, deci, asta nu e de la mine, de la străzi, e mapping, deci toată lumea o să vadă așa benzineria sau PQU, petrol. Aș da câțiva, aș da vreo 3 pumn, dar mică bubuie și atunci urât. Bun, pe server activează și job goal-ul, deci la 300 de milioane, ăsta la 100 de milioane, oricum cred că el o să fie setat pe parcurs. Set goal. Îl pun un dolar, hai că îl pun dacă e un dolar. Bun, între timp să vă mai arăt unde-i spin-ul și crate-urile și vreau să deschid și un crate. Aceste lucruri se află în plaja sau pe plaja din LS. Bun. Roata norocului scrie slay spin pentru a învârti roata. Bine mă, scriem. Între timp ne respectăm și noi ca băieții hashtag cu gură de cafă. Că nu mai m-ați văzut de mult să beau cafă. Bun, așteaptă roata să se învârte. Ia, 5 puncte de respect. Ia mă, ai dă PP-urile alea mă, că am mai filmat înainte, numai că s-a întâmplat ceva. Bă, și mi-a dat PP-uri. Uite, mi-a dat o culoare hidden. PP-uri, chiar mișto. Bun, deci astea sunt crate-urile. Normal crate, premium crate, skin crate, legendary crate și vehicle crate. Ia, slay skins. Deci astea sunt skin-urile mele. Economia este una medie. Banii se fac ușor, pentru că, las că să vă arăt cât de rapid faceți la jobul Fisher. Cred că am 50 de milioane, dacă nu mă înșel, hai să deschid un normal crate, că probabil la început o să deschideți acest crate. Open crate. Bun, normal crates. Așteaptă, crate-ul se deschide. Bine că fix acum îmi sună telefonul, ia să închid eu rapid, pun pe mod avion și așa, perfect. Uite că mi-a dat 20 de puncte premium. Hai mă că-s norocos, mă, ce vorbiți. Get gift. Și la gift box am nevoie de 1000 de gift points. Bun, deci jobs, astea sunt joburile și din ce am înțeles, jobul fisherman ar fi cel mai profitabil. Bun, hai să merem noi aici. De aici ne luăm jobul, eu deja l-am luat, stăm aici get job și totul se desfășoară pe o insulă. Fisherman Island slash join Island. Join Island. Așa, yes.
Bun, dăm slash fish și urmează checkpoint-ul de pe minimap. Eu o să dau cu fly mod pentru a mă deplasa mult mai rapid. Uite, merem aici pe podul lui Sutanus și dăm slash fish. Acum Sweetie l-a agățat de pești, mai pe românește. Se învârte la șai, o țăr cam neliniștit, nu prea are răbdare. Peștele pe care le-ai prins costă 115k, deoarece ai level 3. Și să înțeleg că, ia, să dau un skills. Nu mai există skill-uri pe server, banii se primesc în funcție de level. Când faceți level 4, 7, 10 și 15, câștigă, job-urile se adaptează. Mișto, chiar îmi place. Da, stai că am ăsta, delay. Selfish. Nu te afli pe insulă. Nu mai știu exact locația unde trebuie să vinzi peștele, dar, ba, cred că aici, dacă nu mă înșel, nu? Ia, stai să văd. E undeva în zona asta, de aici. Uite, nu, aici dăm Leave Island. Aici parcă te dă. Și unde vindeam? Cred că aici, dacă nu mă înșel. Hai să văd. Că trebuie să merg într-un loc și să dau slash selfish. Fly mode. Ia stai, sau aici să fie? Nu, aici ai un far. Bun. Bă, unde... unde vindeam peștele? Că nu mai știu locația. Slash A. Că nu mai știu locație. Ca unguru. Să mă bată mama. Ia. Merem pe aici. Săritură. A, deci aici vindeam. Sau? Da. Da, deci aici. F slash selfish. Și tada, 115k și puteți să luați 2 pești. Bun, eu între timp o să dau spawn 3 ca să fac eu niște manevre de-a mele perverse. Hai să merg între timp la dealership slash buy car expensive vehicle și vedem că Infernusul cu Streciu, nu, Streciu ce am mai spun, nu Infernusul, Streciu, care e 154 de milioane, deci având în vedere că banii se fac super ușor, chiar vă luați rapid un Infernus. Pe server se fac update-uri zilnic din ce văd și au multe proiecte în plan. Aplicațiile pentru orice. Apropo, băieții sunt în căutare de staff. Nu știu dacă au vreo fată, dar mă rog, hai să zicem deținătorii sunt în căutare de staff. Se dau bonusuri din 2 în 2 ore pe server. Aplicațiile se fac pe Discord și comunitatea a mai fost deschisă în anul 2016 atingând suma de 300 de jucători. PSR mai activează și un sistem de stage, dar cred că acest sistem nu prea are rost să vi-l prezint pentru că majoritatea dintre voi știți, adică ce un sistem de stage, ai viteză în plus la mașină, e ca în viața reală. Sistem de YouTuber, sistem VIP și VIP Ultra, cred că hai să dau slash shop. Regular shop și Xplay shop. Astea le putem cumpăra cu Xplay shop, adică cu puncte din joc, adică fără să băgați bani, și ăsta e regular shop. Bun. Haideți să vă mai arăt ceva în LV, goto LV slash fly mode, perfect. Sper să nu se vadă în lag, înțeleg că am mult pe Pro Engine, da, mă rog. Bun. Ia, hai. Băi, nebunule. Așe, PC dealer scrie buy PC pentru a cumpăra un PC 25 de milioane. Bun, dăm buy PC. N-am cash, give money 3 să fie, stai. Mi-am dat. Buy PC. N-am bani sau trebuie bani? Am pe minus. Hai mă că-mi dau frumos acum, stați. Da, acum ar trebui să meargă buy PC. Ah, golul a fost completat și toți jucătorii au primit suma de 100 de 2KK, 21 de PP-uri, un respect points, 300 spin points, creituri și gift points. Deci, serverul este un ușor. Deci, dacă vreți să vă faceți super rapid avere și asta, puteți să intrați. Hai să dăm un buy PC. Deci, mi-am cumpărat un PC și hai să mergem la Bitcoin House pentru a mina Bitcoin. Apropo, chiar am văzut, acțiunile pe Bitcoin au crescut super mult, parcă înainte de pandemie era 10.000 de dolari, acum e 18.000. Bun, Bitcoin House și iar aici de licențe. Pe mine mă interesează aici. Bun,
Și ce trebuie să fac la Bitcoin? Slash Bitcoin. Da, mi-amintesc. În urma minării ai primit 4 Bitcoin. Ah, și trebuie să vinzi Bitcoinul pentru a mina din nou. Sell Bitcoin. Nu te afli la PC dealer pentru a vinde Bitcoinul. Hai că dau încă un fly mode ca să fie totul ok. Bun, aici parcă era PC dealer. Cât manevra? Sell Bitcoin. Și cât îmi dă? Ai vândut Bitcoinul și ai primit suma de 1 milion și cred că dacă facem așa într-una, că nu mai trebuie să mai cumperi un alt laptop, dacă nu mă șer, ia stai, bai pk. Da, nu, deci ăsta îl cumperi odată, după care într-una minați. Deci și ăsta e ca și activitate, e bănoasă. Bun băi și fete, cam acesta a fost episodul pentru ziua de astăzi, nu uitați, veți avea IP-ul serverului în descriere, serverul de Discord în descriere, deci tot pachetul în descriere, puteți să-mi dați un follow pe Instagram la Bispo Denis, eu am fost Singer, vă pup! Salut! Să-i dați pe server, hei!